ca tine, Iisus. Să aducă credință, să dea biruință, nu-i nimeni ca tine, Iisus. Să aducă credință, să dea biruință, nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Se poartă spre stele, iar imi de putere, de aceea ce-n slavă îi duci. Se poartă spre stele, iar imi de putere, de aceea ce-n slavă îi duci. Ia ceea ce-n slavă îi ce dor ca și o lume. Sunt clipe de disperări adeseori. Sunt clipe cât totul în jur ți se destrăm. Și cauți zadarnic în jur un ajutor. Sunt clipe când multe poveri prea greu te apasă. Furtunile acestei lumi fără zăvor. Dar nu uita, vine o clipă odată când vom zbura dincolo de noi. Când încercările sunt prea grele și nu știi când se vor sfârși, mai este doar puțină vreme și cel ce vine va veni. Chiar dacă viața e mult prea crudă și te întreb cât va dura, ce mai contează o secundă pe lângă veșnicia. Folosim și după masa aceasta să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să aducem o jertfă de mulțumire, închinarea noastră, ascultarea noastră, cântul buzelor noastre, lăudăm pe Domnul cu cântare de sunt numărul 80. Ești necuprins și sfânt ca nimeni altul și totuși ne iubești din veșnicii. Ești necuprins și sfânt ca nimeni altul și totuși ne iubești din veșnicii. În tine n-am găsit nici când schimbare. Ai fost, vei fi și ești în veci de veci. Te la hudă.
Doamne, ne închinăm înaintea Ta și în seara aceasta și Te binecuvântăm pentru tot ceea ce am găsit în Tine. În Tine am găsit mântuire, în Tine am găsit siguranță, în Tine am găsit iertare pentru păcatele noastre, în Tine am găsit nădejde, speranță pentru veșnicie. De aceea, binecuvântat să fie numele Tău. Am venit în seara aceasta pentru ca prin închinare să-Ți aducem recunoștința noastră pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi. Am venit în seara aceasta în același timp pentru că ne recunoaștem limitele, recunoaștem că avem nevoie de Tine și credem din toată inima că și în seara aceasta îți vei onora promisiunea și vei fi cu noi, ne vei binecuvânta, vei lua aminte la rugăciunile noastre. De aceea te rugăm încă o dată și încă de pe acum primește mulțumirea noastră. Mă rog să binecuvintez pe toți cei care au venit în casa Ta. Doamne, îți mulțumesc pentru frați și pentru surori, îți mulțumesc pentru toți aceia care cu dor de închinare, cu dorință de părtășie sunt aici. Mă rog ca Tu să-i binecuvintezi. Mă rog, Doamne Tată, să ai o milă și să ai un cuvânt și pentru cei care și-ar fi dorit o seară de părtășie, dar datorită împrejurărilor sau neputințelor trupești, nu sunt în casa Ta. Doamne, Te rog să ai un cuvânt de mângâiere, un cuvânt de încurajare și pentru ei. Iar pe noi Te rugăm, cercetează, ne ajută-ne să ne apropiem mai mult de Tine. Binecuvintează cântarea de laudă, binecuvintează rugăciunile care se înalță din locul acesta și binecuvintează și cuvântul Tău. Înădejdea că Tu ești Dumnezeu credincios și că faci mult mai mult decât credem noi, în numele Domnului Iisus Hristos, noi îți mulțumim. Amin. 74 numărul cântării. E o minune când soarele apune, minune din veșnicii. Dar mai mare e minunea din inimă, e minunea că El m-a iubit. E o minune când soarele apune, minune. Tot am cântat despre cât de minunat este Domnul și despre faptul că El este un Dumnezeu al minunilor și că face minuni.
Îngăduiți-mi să vă citesc o parte dintr-una dintre marile minuni pe care le-a făcut Domnul nostru Iisus Hristos. Evanghelia după Ioan, capitolul 11, și vom citi de la versetul 41 până la versetul 46. Evanghelia după Ioan, capitolul 11, citim de la versetul 41 până la versetul 46. Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. Și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru poporul care stă împrejur, ca să creadă că Tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fușii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis: Dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în el. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Amin. Amin. Ocupăm locurile noastre și continuăm să dăm slavă lui Dumnezeu prin cântare. 57. Numărul cântării: Domnul m-a găsit, povara El mi-a luat. Domnul m-a găsit, povara El mi-a luat. Bucurii, speranță, pace El mi-a dat. Mi-a spălat din suflet tot păcatul greu, în sângele vărsat pe cruce în locul meu. Mântuit pe Domnul mi-a măresc, mântuit spre cer călătoresc, mântuit cu El își voi fi. Inima ta și mă păzește în orice zi. Domnul m-a găsit, iubirea Lui. Probabil că fiecare dintre dumneavoastră ați cunoscut fel și fel de persoane. Probabil că ați cunoscut persoane care comunică mai greu, care vorbesc foarte, foarte puțin. Probabil că ați cunoscut persoane care vorbesc puțin mai mult. Și probabil că ați cunoscut persoane pe care nu le mai oprești. Acum, dacă cineva vorbește puțin, ți-ai dori să vorbească mai mult. Dar dacă cineva vorbește foarte mult, atunci parcă ți-ai dori să vorbească un pic, să vorbească un pic mai puțin. Ideea e că dacă îți vorbește foarte, foarte mult, e și greu să asculți. E greu să tot asculți pe cineva care vrea să-ți vorbească într-una. Dar să presupunem că ar fi mai multe persoane care una după alta ți-ar vorbi și ne-ar vorbi,
Probabil că fiecare dintre noi am obosit să și ascultăm. Și vreau să vă zic că eu am ajuns la concluzia asta că și să asculți te obosește. Și asculți până la un anumit punct și de la un anumit punct nu mai poți. Nu mai poți să urmărești, nu mai poți. Reziști până la un punct, dar de la punctul ăla cedezi. Ei, eu vreau să vă zic că în universul acesta, totuși, este o persoană care n-a obosit ascultând. Și acea persoană este dispusă și este gata să asculte pe oricine, oricând. Și acea persoană este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Avem un Dumnezeu care nu obosește ascultându-ne. Să știți că Dumnezeu nu are nici zi de odihnă, Dumnezeu nu are nici oră de liniște, la Dumnezeu nu există nici zi, nici noapte, ci Dumnezeu de fiecare dată, indiferent de oră, indiferent de persoană, indiferent de locul de pe glob, indiferent de starea și de situația în care se află omul, toți aceia care strigă și cheamă numele Lui Dumnezeu, Dumnezeu îi ascultă, binecuvântat să fie El. Amin. În seara aceasta, uitându-mă la versetele acestea, care prezintă una dintre minunile făcute de Domnul Iisus Hristos, și anume învierea lui Lazar, găsesc un moment în care Domnul Iisus Hristos mulțumește Tatălui din cer că l-a ascultat, și nu numai că îi mulțumește, dar în versetul 42 Domnul Iisus Hristos vine și prezintă siguranța și certitudinea pe care El o avea de fiecare dată când se ruga. Și auziți ce spune în versetul 42. Știam că totdeauna mă asculți. Știți, copiii strigă la părinți, dar părinții nu-i ascultă de fiecare dată pe copii. Și se mai învârte și roata și se întâmplă ca și părinții să apeleze și ei și să strige la copii. Și nu de fiecare dată copiii îi ascultă pe părinți. De cele mai multe ori nu ascultă. Dar avem un Dumnezeu care de fiecare dată ascultă. Și ce vreau să subliniez în seara aceasta, că e foarte important să ai siguranță atunci când te rogi, că Dumnezeu este acela care ascultă rugăciunea, binecuvântat să fie numele Lui. Și m-am gândit la exemple din Sfânta Scriptură, de oameni care au avut certitudinea, de oameni care au avut siguranța că Dumnezeu întotdeauna îi ascultă. De aceea oamenii aceștia au și îndrăznit în anumite momente cruciale să riște totul și să vină să facă niște cereri și niște rugăciuni halucinante pe care noi le-am considerat poate deplasate. Și vreau să vă dau și să aduc înaintea dumneavoastră câteva astfel de cazuri. De exemplu, Ilie este unul dintre mari oameni ai rugăciunii. Și știți și Scriptura vorbește despre Ilie, zice că era un om supus acelor slăbiciuni ca și noi, dar când s-a rugat, pe rugăciune ascultat a fost. Dar a fost un om supus acelor slăbiciuni ca și noi. Să știți că și el a căzut în depresie, și el a avut momente de prăbușire, și ca noi, exact ca noi. Momente când a fost în glorie, momente când a fost jos în vale, momente când a avut fel și fel de proiecte și momente în care a vrut să renunțe la tot, în care nu i-a mai trebuit absolut nimic, momente în care a mulțumit și momente în care a reproșat, Ilie reproșează la Dumnezeu, zice, Doamne, ce fai, am rămas numai eu, nu mai e nimeni lângă mine. Așa e și viața noastră. Dar Ilie când s-a rugat, dar Ilie are un moment în care dă dovadă de o încredere debordantă. El are o siguranță și o certitudine că Dumnezeu îl ascultă, astfel încât este dispus să riște foarte mult. Și vă aduceți aminte confruntarea lui Ilie cu prorocii lui Baal și a Astartei, când Ilie cumva mai ieși ironic cu ei și le zice, Dumnezeul vostru îi ocupat. Sau zice Sodineu, fi obosit, strigați mai tare. Dar el la Dumnezeu, el nu striga, nu trebuie să strige tare. Că vedeți, asta e frumusețea. La Dumnezeu nu trebuie să țipi. La Dumnezeu nu trebuie să zbieri. La Dumnezeu te poți ruga și în gând. Și în gând poți să-i spui ceva lui Dumnezeu și Dumnezeu ascultă. Binecuvântat să fie numele. În șoaptă. I-ai spus în șoaptă. Și Dumnezeu ascultă, că Dumnezeu ascultă totul. Și cu prilejul acelei confruntări, Ilie vine și spune așa, uitați lemnele,
pregătite de jertfă, uitați și jertfa. Aduceți apă și aruncați peste lemne. Păi, să faci un gest din ăsta, sincer, eu aș spune pe de altă parte, zice, Ilie, vezi că s-ar putea să o încurci. S-ar putea să ispitești pe Domnul. Dar nu, Ilie are siguranța că Dumnezeul lui este un Dumnezeu care îl ascultă. Și deși lemnele au fost udate, jertfa a fost mistuită și a fost primită înaintea lui Dumnezeu. Tot Ilie este omul care își trimite slujitorul să vadă, să se uite pe munte, să vadă îndepărtare și la un moment dat slujitorul vine și zice, am văzut un nor. Știți cât de mare a fost norul? Cât o palmă. Și Ilie zice, n-a fugit repede la Ahab și zice să fugă repede că vine ploaia. Păi ce credință are omul ăsta? Ce siguranță că Dumnezeu îi răspunde? De la el, ca să vedeți că e important că se transmite mai departe, de la el învață această siguranță a rugăciunii ascultate Elisei. Elisei învață siguranța rugăciunii ascultate. El știe că Dumnezeu este acela care ascultă orice rugăciune. Și într-o dimineață, înconjurat de armate ostile, slujitorul lui Elisei se teme, se sperie, se trezește și Elisei și știți ce se roagă Elisei? Pe lângă faptul că se roagă ca Dumnezeu să-i deschidă ochii lui Gehazi, Elisei se mai roagă ceva pentru armata aceea. Știți ce se roagă? Ca să-i lovească Domnul cu orbire. Și după ce s-a rugat, știți ce a făcut Elisei? S-a dus la ei și le-a zis, no, veniți după mine că vă duc eu unde trebuie să ajungeți. Acum, sincer, să te rogi ca Domnul să-i orbească și să mai și crezi asta, eu nu știu dacă aș avea siguranța asta, că Domnul... Adică chiar toți au orbit. N-o fi măcar unul care să mai vadă bine, că dacă e unul care vede bine, știți de ce a venit, armata acolo? De ce l-a înconjurat pe Elisei? Ca să-l păzească? Nu, a venit ca să-l prindă, să-l omoare. Era clar. Dar Elisei nu se teme absolut deloc, pentru că Elisei știe un lucru. Dacă el a cerut ceva lui Dumnezeu, măi, Dumnezeu lucrul acela îl împlinește, Dumnezeu ascultă. Dragii mei, în seara aceasta aș vrea să ne gândim așa. Noi ne rugăm și noi. Poate nu avem viața de rugăciune a marilor oameni ai lui Dumnezeu. Poate nu ne rugăm ca alții, dar ne rugăm. Eu cred că fiecare copil al Dumnezeu, cred că fiecare dintre noi ne rugăm. E important să te rogi, e frumos să te rogi. Dar oare avem și siguranța că Dumnezeu ascultă de fiecare dată? Vă zici ce spune Domnul Iisus? Știam că totdeauna, mă asculți. Frumusețea este că Dumnezeu ascultă pe oricine. Oma, noi în tine să spunem, da, dar pe Fiul lui l-a ascultat. Dar Dumnezeu a ascultat și ascultă pe toți. Și mă reîntorc încă o dată la expresii din Scriptură. Când strigă un nenorocit, nu un neprihănit, nu un sfânt, nu un pocăit, nu unul care frecventează biserica, nu un slujitor, când strigă un nenorocit. Știți ce înseamnă nenorocit? Vai de el! Când strigă un vai de el, știți ce spune Scriptura? Domnul? Păi Domnul aude. Domnul nu se face că pe ăla nu-l aude. Domnul aude și pe el. Vă dau un alt caz. Și probabil că noi, dacă am fi fost în locul lui Dumnezeu, noi n-am mai fi ascultat. Păi Iona fuge de Dumnezeu, dă dovadă de neascultare grosolană și cu toate acestea Iona strigă. Și de unde și strigă? Și în ce moment strigă? Zice, talazurile mării mă acoperiseră. Dar în strâmtorarea mea, am strigat către Domnul. Și Domnul, știți ce? Păi și Domnul a ascultat. Slăvit să fie numele Lui. Deci, poate de multe ori ne rugăm și spune, noi ne rugăm, dar... Nu, ne rugăm. Dragii mei, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne ascultă întotdeauna. Avem un Dumnezeu care ne ascultă. În seara aceasta vreau să-i mulțumim pentru lucrul acesta și vreau să spunem, Doamne, mulțumim că Tu totdeauna ne-ai ascultat. Poate au fost mulți care nu ne-au ascultat de fiecare dată, dar Dumnezeu de fiecare dată m-a ascultat. Poate ai vrut să spui cuiva ceva și nu te-a ascultat, dar Dumnezeu de fiecare dată te-a ascultat. Dumnezeu de fiecare dată a zis, spune.
Dumnezeu niciodată n-a considerat cererea ta și cererea mea ca fiind absurdă. Dumnezeu niciodată n-a zis, Sergiu, nu mai ești în postura în care să ceri. Dumnezeu niciodată nu ți-a zis nici dumneatale, nu ești în postura să ceri, ci Dumnezeu de fiecare dată ne-a ascultat, binecuvântat să fie numele. Și vreau să ne rugăm în seara aceasta și să spunem, Doamne, dă-ne această siguranță, această certitudine, să știm că Tu asculți rugăciunile noastre. Acum, asta nu înseamnă că noi nu trebuie să insistăm și să perseverăm în rugăciune. Pentru că și Domnul Iisus Hristos a știut că Tatăl îl ascultă de fiecare dată și cu toate acestea, în Ghețimani, Domnul Iisus Hristos a rugat de câte ori? De 3 ori. Și ce a zis în cele 3 rugăciuni? Scriptura spune că a spus aceleași cuvinte. A avut aceeași rugăciune. Datoria noastră este să continuăm să insistăm. Dar ar trebui să avem această siguranță, această convingere, această credință. Că e mai mult decât siguranță și convingere. E vorba de credință. Să crezi că Domnul Iisus Hristos a ascultat rugăciunea ta. Chiar dacă în rugăciunea ta pare că îi ceri Domnului lucruri prea mari, lucruri prea deplasate. Aici așa Domnul Iisus Hristos se roagă ca Lazar deja în mormânt, deja de câteva zile, deja legat. Dar Domnul știe că chiar dacă situația este așa cum este, cineva îl ascultă. Și avem un Dumnezeu care ne ascultă și mi-aș dori ca Dumnezeu să ne ajute, așa cum Ilie a transmis mai departe credința aceasta, să putem să o transmitem și noi. Oamenii care vor veni, generațiile de oameni care vor veni, să știe că atunci când vor striga la Dumnezeu, există un Dumnezeu care ascultă rugăciunile. Și în felul acesta să fie tot mai mulți oameni care să strige și să-L cheme pe Domnul în ajutorul lor. În seara aceasta vreau să mulțumim Domnului pentru că de fiecare dată ne-a ascultat. Vreau să ne rugăm să ne dea această credință spre faptului că rugăciunile noastre sunt ascultate. Vreau să ne rugăm pentru cei care au îndoieli. Pentru cei care au îndoieli cu privire la rugăciunile lor și cu sfială și cu îndoială, ei zic, da, dar nu prea le vine să creadă. Haideți să ne rugăm ca Domnul să le dea și lor credință. Și indiferent de împrejurările în care se află, să strige la Domnul. Deci, departe de casă, mii de kilometri, un tânăr a știut un lucru. Că Dumnezeu îl ascultă de fiecare dată. Așa că ferestrele lui nu s-au închis, erau deschise spre Ierusalim și stătea în fiecare zi și se ruga. De 3 ori pe zi, indiferent de împrejurări, el știa că Dumnezeu îl ascultă. Să ne dea Domnul și nouă această credință. Amin. Haideți să ne ridicăm și îndemnați de gândurile acestea, rugându-ne pentru cei care sunt în suferință, rugându-ne pentru cei care înalță rugăciuni, rugându-ne pentru cei care se roagă de ani de zile și încă nu și-au văzut rugăciunile împlinite și poate și-au pierdut speranța, credința. Vreau să ne rugăm ca Dumnezeu să întărească, pentru că mai devreme sau mai târziu Dumnezeu la rugăciuni va trimite răspuns. Mărit și binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Cu frați, surori, din sală, de la balcon, de aici din față, venim cu rugăciune înaintea Lui Dumnezeu. Numele Domnului nostru Iisus Hristos, pentru dreptatea ta, pentru bunătatea ta de Dumnezeu, Iisus, un Dumnezeu drept, Doamne, un Dumnezeu care ne-a spus rugăciunile, Doamne, un Dumnezeu care ne dai răspunsul la rugăciune, Doamne, te rog, Doamne, mărește-ne credința, Doamne, Iisus Hristos, să stăm neclintiți înaintea ta, Doamne. Te rog, Doamne, mijlocește la Tatăl nostru, Doamne, să ne dai răspuns, Doamne, la rugăciune, care încă nu am primit răspuns, Doamne, vreau să primim răspuns de la Tine, Doamne, Tatăl care e prin cer. Întărește biserica, Doamne, ajută-ne, Doamne, să-L tăi lângă Tine, Doamne, binecuvintează-ne, Doamne,
89 numărul cântării. Iisus, mai cuprins din necuprins, Iisus, viață în mine ai aprins, Iisus, mai iubit și mai salvat, să fii veșnic, veșnic lăudat. Iisus, mai cuprins din necuprins, Iisus, viață în mine ai aprins, Iisus, mai iubit și mai salvat, să fii veșnic, veșnic lăudat. Iisus, pentru ori lumină ai, Iisus, celor muți tu le dai grai, Iisus, șchiopii iarăși a umblat, tu ești medic, medic minunat. Iisus, ești păstor celor pierduți, Iisus, apărător celor micuți, Iisus, din robie ne-ai scăpat, să fii veșnic, veșnic lăudat.
Dacă nu e Domnul vrednic de laudă și de slavă, atunci cine? De aceea noi în seara aceasta spunem toată slava și toată lauda să fie a Domnului nostru. Mărit să fie numele Lui în veci de veci. Și mulțumim că în dragostea și în bunătatea Lui încă o dată ne-a oferit prilejul acesta deosebit ca să putem să fim în casa Lui, să avem părtășie cu El, să avem părtășie unii cu alții, ca pentru încă o seară pe pământul acesta să putem să ne unim glasurile și să cântăm spre slava Lui, ca încă o dată pe pământul acesta să ne rugăm și să stăm de vorbă cu El și încă o seară de pe pământul acesta să o petrecem auzind cu urechile noastre frumosul cuvânt al Lui Dumnezeu. Pentru astfel de seară și pentru astfel de momente nu putem decât să spunem Doamne, fii slăvit și îți mulțumim din toată inima. În numele Domnului vă spunem bun venit în casa Domnului și binecuvântarea Domnului să fie peste fiecare dintre cei prezenți în locul acesta. Ne rugăm pentru cei care nu sunt prezenți, e o perioadă în care avem frați plecați în concedii, Domnul să fie cu ei. Alții sunt acasă, ne urmăresc de acolo, Domnul să îndure și de ei. Alții sunt plecați departe de casă, Domnul să-i binecuvinteze și pe ei. Vă mărturisesc că nu am știut, așa, până vinerea trecută, ce înseamnă să te închini în modul acesta online. Și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că la o săptămână distanță de vinerea trecută pot să fiu în casa lui Dumnezeu. Și vreau să vă zic că, deși e bine, ceva totuși nu e. E ceva care nu poate fi înlocuit, așa că îi mulțumim lui Dumnezeu că putem să fim în seara aceasta în locul acesta. În mod special, spunem ca Domnul să se îndure și binecuvântarea Lui să fie peste cei care și-ar fi dorit să fie la adunare și nu poate să fie. Să știți că pe când noi ne gândim dacă să mergem sau nu mergem, pe când noi ne gândim că avem fel și fel de, sunt unii care și-ar dori să fie aici, dar nu pot. Ne rugăm ca Domnul să-și lase mângâierea Lui peste el, peste ei, să lase un duh de alinare peste sufletele lor, peste trupurile lor, să dea Domnul și puterea acolo unde este neputință. Și încă o dată spun în seara aceasta că ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi, pentru cei care sunt în neputință, Domnul să-i întărească și pe cei care le stau alături. Nu este mai puțin ușor pentru ei. Nu. Ci este la fel de greu, poate chiar mai greu să stea lângă ei. Așa că zic în seara aceasta, Domnul să-i binecuvinteze pe toți aceia care trebuie să stea lângă cineva drag și să-l îngrijească. Să le dea Domnul putere, să le dea Domnul răbdare, dragoste și prezența Domnului să fie lângă ei. Noi ne bucurăm în casa lui Dumnezeu și dorim ca și seara aceasta să fie o seară în care să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Să fie o seară în care să ne pregătim mai mult pentru viața din veșnicie. Să ne pregătim mai mult pentru întâlnirea cu Domnul. Pentru că cu fiecare zi, cu fiecare seară care trece, dați-mi voie să vă spun, venirea Domnului este mai aproape, mai aproape, mai aproape. Am putea spune exact ca în Sfânta Scriptură, venirea este chiar la uși. Așa că Domnul să ne ajute să fim pregătiți și atunci când ușa se va deschide, haina să fie curată, viața să fie pusă în rânduială și ne rugăm ca până în ziua aceea când ușa se va deschide, noi să ne pregătim. Dar ne rugăm ca pe ai noștri Domnul să-i mântuie și să îndure și de ei. Că noi am vrea împreună cu ei și ne rugăm pentru ei. Și în seara aceasta, iată, Dumnezeu încă o dată ne-a spus că El este acela care va asculta rugăciunile noastre. Acum că lungesc eu introducerea aceasta, îngăduiți-mi să vă spun așa, că în puțini ani de slujire am întâlnit cazuri când, după ce au plecat de pe pământul acesta aceia care s-au rugat pentru copiii lor, după ani de zile, după ce au plecat de pe pământ, rugăciunile lor s-au împlinit și urmașii lor s-au întors la Dumnezeu. Pe semne că Dumnezeu n-a uitat, că toate acele rugăciuni undeva au fost strânse și contabilizate și într-o bună zi Dumnezeu a răspuns și a lucrat. Mărit să fie El. Amin. Și sunt convins
că așa va fi în dreptul fiecăruia dintre noi. Și spunem, Doamne, lucrează cu puterea Ta. Amin. Corul va mai lăuda numele Domnului, apoi Betina va avea o poezie, Cecilia va avea o cântare și după aceea din nou corul. Trăim vremuri de pe urmă, când traiul nostru i-o insultă. Cu toții ne credem mari creștini, însă prin trai suntem precum păgânii. Se luptă toți după putere și vor cu toții să strângă avere. Vor toți să-și facă rai aici, spunând la lume că sunt sfinți. Cu toții vorbim de pocăință. Și ne lăudăm azi că noi trăim prin credință, dar când e vorba de trăire, suntem asemeni celor din lume. Ne lăudăm că avem iubire, dar suntem plini de amărăciune. Am rămas cu pocăința în rame. Nu mai avem niciunul lacrimi ca să plângem pentru a noastre patimi. O, Doamne, azi Tu bați la ușă. Și ai pentru noi doar o dorință, să ne întoarcem iar la Tine, să-Ți iei Tu locul cel de cinste. O, Doamne, adu azi trezire și în inimile noastre fă o înviorare, să vadă toți în viața noastră că noi trăim doar prin credință. Dă-ne-a Ta putere ca să trăim pentru sfințire și să se vadă în umblare, în viața noastră, sfinte roade. Amin.
Dacă două mâini rebele nu te-ar ține ori mereu, ai oprit în clipe grele și privind cu dor la stele, vei vedea că-i scris pe ele Dumnezeu. Vei vedea că-i scris pe ele Dumnezeu. Dacă două mari zăvoare nu te-ar ține sur mereu, ai șoptice meșteroare, scoate păsări cântătoare și ți-ar spune orice floare Dumnezeu. Și ți-ar spune orice floare Dumnezeu. Dacă marea străinării nu te-ar ține rău mereu, ai striga în largul zării cine-i tatăl îndurării, și ți-ar spune valul mării Dumnezeu. Și ți-ar spune valul mării Dumnezeu. Dacă ți-ai vedea veșmântul care îmbracă vechiul leu, ai umplea de plâns pământul, dar privind cu drag cuvântul, vei simți în piepe sfântul Dumnezeu. Vei simți în piepe sfântul Dumnezeu. Dacă două mâini rebele nu te-ar ține ori mereu, te-ai opri în clipe grele și privind cu dor la stele, vei vedea că-i scris pe ele Dumnezeu. Vei vedea că-i scris pe ele Dumnezeu. Amin.
Încep cu o veste nu foarte bună. Săptămâna aceasta a fost așa o săptămână grea și tristă pentru echipa de păstori și de slujitori din Caraș, pentru comunitatea din Caraș, pentru că unul dintre frații păstori, frații colegi, fratele Nelu Popescu, a plecat în veșnicie. Cu ocazia aceasta, încă o dată, trag un semnal de alarmă și vă anunț că chiar dacă poate ne-am obișnuit și chiar dacă nu a mai fost anunțat, suntem încă chemați să respectăm anumite măsuri de siguranță. Păstrăm distanța fizică, nu luăm contact fizic în felul acesta. Încă o dată vă rugăm și mulțumim că ne înțelegeți. Nu venim să dăm mâna cu dumneavoastră. Am stat și mi-am zis așa săptămâna asta, zic, bă, totuși mă duc la ușă. Mă duc la ușă și... Dar zic, da, totuși, fratele la ușă vine și întinde mâna și nu vreau că el să întindă mâna și eu să întind pumnul. Că, na, nu... Sau el să întindă mâna și eu să întind cotul, dar ca o măsură de siguranță căutăm să ne protejăm și în cadrul bisericii, în timpul serviciilor, pe lângă faptul că păstrăm distanța între noi, purtăm și masca și dincolo de ceea ce nu putem noi să facem, să facă Domnul, să ne păzească El și știm că Domnul își face partea Lui, dar să ne ajute Domnul să ne facem și noi partea noastră. Domnul să binecuvinteze pe sora, soția fratelui păstor și întreaga familie și pe toți aceia care în perioada aceasta au avut de suferit și iată încă o dată se confirmă că nu e de joacă și nu e de glumă. Noi ca și biserică mulțumim lui Dumnezeu pentru că i-a fost alături fratelui Titus și chiar vorbeam săptămâna asta ce har deosebit și ce grijă deosebit a arătat Domnul față de fratele nostru și mulțumim că iată și în scurt timp pe picioarele lui împreună cu noi la închinare, vestind cuvântul, Domnul să-i dea har și Domnul să-l întărească. Cu ajutorul lui Dumnezeu și dacă Domnul ne va păstra în viață, duminică ne întâlnim în casa lui Dumnezeu. Dar, în continuare, nu toți deodată. Ne-am dorit și ar fi frumos toți deodată, dar încă nu putem să fim toți deodată în casa lui Dumnezeu. Astfel că de dimineață, începând cu ora 10, vă invităm și vă așteptăm pe toți aceia căror nume de familie este inclus și cuprins de la litera A la litera H. Da? De la litera A la litera H, apoi de după amiaz, începând cu ora 18, pe cei căror nume de familie este inclus și cuprins de la litera I și până la finele alfabetului. Domnul să ne ajute ca atâta vreme cât putem să venim și cât mai putem să venim, să căutăm să fim la casa lui Dumnezeu. Primiți și salutări ca biserică din partea fratelui Busuioc. Vorbeam săptămâna aceasta cu el și mi-a spus să transmit salutări bisericii. Ei încă nu se pot aduna la biserică, la ei condițiile încă sunt destul de aspre și spun lucrul acesta ca să înțelegem că nouă ni se pare că la noi e foarte rău. În Australia are voie să iasă o singură persoană din familie, un singur membru din familie, din casă, o dată pe zi, pentru a merge la farmacie sau la magazin. Și asta până în ora 8, după ora 8 încă nimeni și la casa lui Dumnezeu încă nu. Așa că mulțumim lui Dumnezeu că noi încă putem să venim. Și atâta vreme cât putem să venim și lansez apelul acesta pentru cei care poate s-au obișnuit să nu vină, atâta vreme cât ușile bisericii sunt deschise, haide să venim la părtășie, că poate vor veni vremuri când ne-am dorit să mai venim și nu mai putem și nu o mai fi lăsați. Așa că atâta vreme cât se poate să venim la casa lui Dumnezeu și să căutăm să iubim părtășia cu Domnul și unii cu alții. Amin. Acum vom lăuda numele Domnului prin cântare și în timpul acesta ne închinăm Domnului și cu darurile noastre de bunăvoie. Numărul 95 cântării. Iisus, viața noastră, noi pe Tine te mărim, căci prin jertfirea Ta pe cruce noi voioși trăim. Iisus, viața noastră, noi pe Tine te mărim, căci prin jertfirea Ta pe cruce noi.
pentru darurile de bunăvoie. În același timp cerem binecuvântare din partea lui Dumnezeu peste daruri, cât și peste cei care au dăruit. Să ne rugăm, Domnul. Tată, te binecuvântăm și lăudăm numele Tău cel Sfânt pentru seara aceasta binecuvântată în care suntem în casa Ta, unde putem să lăudăm și să binecuvântăm numele Tău. Te rugăm să binecuvântezi studiul biblic care va fi vestit prin fratele Titus. Te rugăm, Doamne, să primim învățătură din cuvântul Tău. Te rugăm, Doamne, ca să lași o cercetare sfântă peste inimile noastre. Te rugăm să binecuvântești aceste daruri. Binecuvântează pe Dătătorul voios, Doamne. Te rugăm pentru familia îndoliată, Doamne, să o mângăi Tu. Și-ți mulțumim că ești cu noi, Doamne, și-ți mulțumim pentru rugăciunile ascultate, pentru timpul care l-am petrecut în locul acesta, pentru cântările care s-au înălțat din locul acesta, pentru poezie, Doamne, pentru toate îți mulțumim. Fie numele Tău lăudat în veci. Amin. Vă rog să vă reașezați. Sunteți obișnuiți ca vineri seara să avem timp de studiu biblic, să avem un subiect, o lecție pe care să o dezbatem, prin care să ne zidim sufletește. Și în seara aceasta noi vom finaliza, de fapt, ceea ce am făcut în luna august. Și în luna august, printre lucrurile pe care am căutat să le cunoaștem mai bine, în luna aceasta am căutat să cunoaștem mai bine omul. Da? Am căutat să cunoaștem mai bine omul, bineînțeles, din perspectiva Scripturii, a ceea ce spune Scriptura despre om. Și în seara aceasta, gândindu-ne la om, încercând să cunoaștem mai bine omul, ce vom studia sau ce vom încerca să cunoaștem mai bine? Răscumpărarea omului și lecția, sau dacă vreți, textul biblic în care vom privi, la care vom face trimitere, este Psalmul 49 și cuvântul de aur, 1 Petru, capitolul 1, versetele 18-19. Deschidem Scriptura la Cartea Psalmilor, Psalmul 49, și prin alternanță, frați și surori, am vrea să dăm cursivitate, dar și citire cuvântului lui Dumnezeu. Psalmul 49, începând cu versetul 1, începem să citim Scriptura împreună cu frați și surori. Omul pus în cinste nu dăruiește. Este ca dobitoacele care se taie. Iată ce soartă au ei, cei plini de atâta cu încredere, precum și cei ce pricurnează, cărora le dă cuvintele lor. Zâmbâși ca o urmă la înlocuința morților, din pașe noapte și
și curând doar și fără pihană îi cadă picioare. Îi se duce frumusețea și locuința morților este locașul. Dar mie Dumnezeu îmi va scăpa sufletului locuința morților, căci îmi va lua sub ocrotirea Lui. Amin. Parcă e greu să spunem amin după ultimul verset din psalmul acesta, dar îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru fiecare cuvânt și pentru fiecare verset din Scriptură. Dacă este cineva dintre frați, dintre surori, dintre tineri care au învățat cuvântul de aur pe de rost și doresc să-l împărtășească împreună cu noi, suntem bucuroși să ascultăm. Mulțumim. Mai este? Amin. Mulțumesc. Mai este cineva? Ați spus. Răscumpărat. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre. Amin. Spuneam că luna aceasta am încercat să cunoaștem mai bine omul. Sper ca la sfârșitul acestei luni să fim înțeles mai mult că omul nu este produsul întâmplării, omul nu este un accident, ci omul este opera, este creatura mâinilor lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului pentru lucrul acesta. Apoi am înțeles că omul are un potențial extraordinar de mare. Nu ne-am uitat și așa de mult la ceea ce suntem, cât mai ales ne-am gândit la ceea ce putem fi sau la ceea ce puteam fi. Și ne-am uitat la potențialul omului, dar ne-am uitat apoi și la vulnerabilitatea omului. Am înțeles că omul este o ființă limitată, am înțeles că omul este supus slăbiciunilor și am înțeles că este cineva care e pe urmele omului, care nu vrea altceva decât pierzarea omului. Și săptămâna trecută ne-am uitat la nevoile omului și am înțeles că cea mai mare nevoie a omului nu este nevoia de sănătate, nu este nevoia de prosperitate, ci cea mai mare nevoie a omului este nevoia de mântuire, este nevoia de salvare, de iertare și toate acestea le-am dobândit prin Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. În seara aceasta spuneați că tema în jurul căreia sau la care vom medita este răscumpărarea omului. Acum, nu prea suntem noi obișnuiți cu răscumpărare. Cam cum ați înțelege dumneavoastră răscumpărarea, la modul general? Ce ar însemna răscumpărare? Cumpărat a doua oară. Redobândire. Mi-au plăcut câteva definiții pe care le-am găsit în dicționare biblice și unul dintre ele spunea așa: răscumpărare înseamnă redobândirea sau recâștigarea a ceva ce a fost pierdut prin plătirea unui preț. Sau o altă definiție, răscumpărarea este eliberarea de un lucru rău prin plătirea unui preț. Sau eliberarea pe baza plătirii unui preț. Când vorbim despre răscumpărare, vorbim despre ceva care a fost
al cuiva printr-o împrejurare, printr-un complex de împrejurări, acel ceva a trecut în proprietatea altuia și apoi, pe baza unui preț, a fost redobândit de proprietarul sau de primul proprietar sau proprietarul de drept. Cam acestea sunt definiția sau cam așa înțelegem răscumpărarea. Acum am să vă rog în seara aceasta să aveți Bibliile la îndemână, pentru că fiecare idee sau fiecare lucru pe care îl spun o să-l argumentăm biblic. Acum, când ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturii și mai ales când ne uităm în Vechiul Testament și apoi ne vom uita și în Noul Testament, în Vechiul Testament sunt câteva lucruri care se puteau răscumpăra. Ați putea să-mi spuneți câteva sau un lucru care se putea răscumpăra în Vechiul Testament? Poftiți? Pământurile, da? Sigur, cea mai cunoscută istorie este istoria lui Rut, dar aș vrea în seara aceasta să ne uităm la Levitic și rog pe cineva să citească Levitic, capitolul 25, versetul 25 la 27. Cartea Levitic, capitolul 25, de la versetul 25 la 27. Este situația aceea în care, printr-un complex de împrejurări, cineva sărăcește și își înstrăinează pământul. Acum noi știm că în Israel, fiecare seminție, fiecare familie își avea pământul lui, nu treceau de la unii la alții, dar dacă se întâmpla să sărăcească, avea posibilitatea răscumpărării persoana respectivă sau o rudă apropiată. Deci, unul dintre lucrurile care puteau fi răscumpărate sunt pământurile. Mai știți ceva ce se putea răscumpăra în Vechiul Testament? Haideți să ne uităm în Numeri și rog pe cineva să citească de la capitolul 18, versetul 14 la 17. Numeri, capitolul 18, versetul 14 la 17. Aveți și Biblie, aveți și monitoare, știți să citiți. Haideți să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Orice va fi chinat Domnului prin cunoștință, mie va iar să fie al tău. Orice fi născut din orice trup pe care își vorbește Domnului, atât din oameni cât și din oricare, să fie al tău. Nu mai se lasă să se răscumpere întregul născut al Domnului, ci se lasă să se răscumpere și întregul născut al Domnului, tot necurat. Se lasă să răscumpere întâi născut ai oamenilor, de la o vârstă de o lună, după prețuirea ta, cu prețul de 5 sicle de argint, după sicul Sfântului Locaș, care este de 20 de ghiere. Dar să nu lasă să se răscumpere întâiul născut al vacii, nici întâiul născut al oii, nici întâiul născut al capului. Acestea sunt lucruri sfinte. Sângele lor să-l protejeze altar și să le arzi grăsimea. Aceasta va fi o jertfă de Sfântul Tău, de foc, de un miros plăcut Domnului. Ceea ce spune Scriptura, ceea ce spune Dumnezeu, este că întâiul născut îi aparține lui. Fie că este vorba de întâiul născut al omului, fie că este vorba de întâiul născut al dobitoacelor, al animalelor, acestea îi aparțineau lui Dumnezeu. Acum vine Dumnezeu și spune totuși, întâiul născut al omului și întâiul născut al animalelor necurate puteau fi răscumpărate plătindu-se un preț. Nu puteau fi răscumpărate animalele curate, acestea, sau întâiul născut a animalelor curate, acestea trebuiau aduse ca jertfă. Dar vă rog să rețineți, se puteau răscumpăra pământurile, se puteau răscumpăra întâi născuți,
Un alt lucru care se putea răscumpăra, și ne uităm acum în Exod, capitolul 21, versetele 29 și 30. Exod, capitolul 21, versetul 29 și 30. Este legea pe care o fixează Dumnezeu și Dumnezeu spune dacă un boc are obiceiul să împungă. Stăpânul știa lucrul acesta. Dar datorită nevegherii, datorită neatenției, boul acesta ajunge să ucidă o persoană, atunci obligatoriul boul trebuia ucis cu pietri și stăpânul la fel. Totuși, exista posibilitatea ca stăpânul să fie răscumpărat. Și știți, noi vorbim astăzi în termenii noștri de daune morale. Adică cineva a prejudiciat pe cineva sau pe altcineva și persoana prejudiciată acum spune mi-a pierdut cumva bunul nume, a atentat la bunul meu nume, trebuie să-mi plătească o despăgubire. Cam așa se întâmpla aici și spune cuvântul lui Dumnezeu că această despăgubire trebuia plătită indiferent de ceea ce însemna despăgubirea aceasta. Și mai era încă ceva care putea să fie răscumpărat și aș vrea să ne uităm la Osea, capitolul 3, versetele 1 și 2. Osea, capitolul 3, versetele 1 și 2. Și iubește o femeie iubită de un ipomi și prea curvă. Iubește-o cum iubește Domnul pe copiii lui Israel care se îndreaptă spre alt Dumnezeu și care iubesc tutele de sapide. Mi-am cumpărat cu 15 sipii de argint, un omer de or și un betec de or. Și i-am zis, rămâi multă vreme numai a mea, nu te de da la curvie, nu mai fi nici a unui alt bărbat și voi fi și eu la fel cu tine. Dumnezeu îl trimite pe Osea în piața de sclavi și de acolo să își ia o soție, să-și ia de soție, și știți bine, este vorba de Gomera, și Dumnezeu însă vine și spune acum, de la vechiul proprietar este în proprietatea ta. Și vorbim aici despre răscumpărarea unui rob, răscumpărarea unui sclav. Astea sunt în Vechiul Testament. Acum noi înțelegem că Vechiul Testament nu este altceva decât umbra lucrurilor viitoare. Când ne uităm în Noul Testament, în Noul Testament se vorbește despre o singură răscumpărare. Noul Testament vorbește despre răscumpărarea prin Domnul Iisus Hristos. Și aici este vorba de răscumpărarea omului. Este de fapt ceea ce noi învățăm în seara aceasta. Haideți să luăm și aici câteva texte din Scriptură și aș vrea să ne uităm la Romani, capitolul 3. Rog pe cineva să citească Romani, capitolul 3, versetele 23-24, altcineva Tit 2, versetul 14 și altcineva Apocalipsa, capitolul 5, versetul 20. Romani, capitolul 3, versetele 23-24. Oamenii păcătoși, oamenii care au fost în proprietatea diavolului, robi ai păcatului, oamenii aceștia, prin Domnul Iisus Hristos, sunt răscumpărați, aduși din nou în proprietatea lui Dumnezeu. Tit, capitolul 2, versetul 14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere.
Nu din anumite fără de legi, nu din unele fără de legi, ci Scriptura vine și spune din orice fără de lege. Apocalipsa, capitolul 5, versetul 20. Imediat. Da, așa este, Apocalipsa, capitolul 5, versetul 9. Capitolul 5, versetul 9. Mulțumesc! Ai răscumpărat pentru Dumnezeu, adică ai trecut în proprietatea lui Dumnezeu oameni din orice neam, din orice limbă și din orice seminție. Acum, uitându-ne tot în Vechiul Testament, uitându-ne în Scriptură, ca să aibă loc răscumpărarea erau necesare trei lucruri. Pentru a putea vorbi despre răscumpărare, era nevoie de trei elemente, era nevoie de trei lucruri. Mai întâi, ceea ce trebuia răscumpărat, fie că era vorba de pământ, fie că era vorba de întâiul născut, fie că era vorba de rob, fie că în Noul Testament înțelegem că era vorba de noi, de oameni, ceea ce trebuie răscumpărat. Apoi, al doilea lucru care era necesar în răscumpărare, în procesul acesta răscumpărării, era prețul pentru răscumpărare. Răscumpărarea aceasta nu era gratis, nu era gratuită, ci trebuia plătit un preț. Și cel de-al treilea element era persoana care face răscumpărarea. Și când vorbim despre persoana care face răscumpărarea, aceasta trebuia să împlinească cel puțin două condiții. Unu, să dorească să facă răscumpărarea. Vă aduceți aminte cazul Rut, este istoria atât de bine cunoscută, când Naomi se întoarce din țara Moabului și când Boaz ajunge la concluzia aceasta că Rut este o femeie deosebită, merge însă și spune, e cineva care are înaintea mea drept de răscumpărare. Și se duce la persoana respectivă și spune, s-a întors Naomi, ai vrea să răscumperi tot ce este a ei? Și omul acesta zice, am să răscumpăr. Dar știi ceva? Atunci trebuie să răscumperi și pe noră, s-a perut Moabita. O înstrig moștenirea. Nu mai răscumpăr. Și are loc târgul acela care se face în prezența martorilor. Deci mai întâi, când persoana care face răscumpărarea trebuie să dorească să facă răscumpărarea și apoi, cea de-a doua condiție pe care putea să o îndeplinească sau trebuia să îndeplinească era să poate face răscumpărarea. Pentru că nu degeaba vrei dacă nu poți. Și acum, pentru că noi vorbim de răscumpărarea omului, haideți să vedem cum se aplică lucrurile acestea la noi. Cum se aplică lucrurile acestea din Vechiul Testament, care spuneam sunt umbra lucrurilor viitoare, cum se aplică la noi astăzi. Și mai întâi, ceea ce era pierdut. Ce era pierdut? Despre ce vorbim că era pierdut? Când Domnul Iisus Hristos spune în Evanghelia după Luca, la capitolul 15, versetul 10, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Oare la ce se referea Domnul Iisus Hristos? Omul. Da? Deci primul lucru pe care îl înțelegem este că omul a fost pierdut. El a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, el a fost așezat în grădina Edenului, spune Scriptura, și acolo aparținea lui Dumnezeu, în fiecare dimineață se întâlnea cu Dumnezeu, până când între Dumnezeu și om a intervenit șarpele, a intervenit diavolul și din momentul acesta omul și-a schimbat stăpânul. Omul nu l-a mai ascultat pe Dumnezeu, n-a mai rămas în ascultare de Dumnezeu, ci el a fost ascultător de glasul șarpelui, a fost ascultător de glasul diavolului și a devenit rob al păcatului. Omul a fost pierdut. Apoi,
Spuneam, este nevoie de prețul de răscumpărare. E nevoie de un preț pentru răscumpărare. Ce zicea cuvântul de aur pe care noi l-am citit în această... L-am învățat. Îmi place să cred că l-am învățat în seara aceasta. Că știți bine că nu cu aur, cu argint sau cu pietri scumpe ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri. Ce spune asta? Că nu există valoare materială care să poată fi plătită pentru răscumpărarea unui singur suflet. Nu există nicio valoare în universul acesta care ar putea să fie plătită astfel încât un suflet să fie răscumpărat. În Psalmul 49, psalm pe care l-am citit, cuvântul lui Dumnezeu spunea la un moment dat așa, zice, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă. Și noi am înțeles că prețul răscumpărării noastre este sângele Domnului Iisus Hristos, jertfa Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Ei, aici apare însă o problemă foarte interesantă, o problemă pe care au dezbătut-o teologii de-a lungul veacurilor și întrebarea este cui a fost plătit prețul? Am înțeles că jertfa Domnului Iisus Hristos este prețul răscumpărării. Cui a fost plătit prețul acesta? Cui? Fratele Mihai spune omului. Vreau să vă spun părinții bisericii și vorbim despre veacurile 1-4, părinții bisericii spuneau că prețul a fost plătit diavolului. Vreau să înțelegem însă că Dumnezeu nu datorează niciodată nimic, nici omului, nici diavolului. Dumnezeu nu era dator să plătească preț nici omului, nici diavolului, ci prețul acesta a fost plătit lui Dumnezeu însuși. Nu vreau să înțelegem, Domnul Iisus Hristos, atunci când a murit, El n-a murit pentru satisfacția diavolului. El n-a murit pentru ca diavolul să fie împăcat sau ca omul să fie împăcat, ci El a murit pentru ca Dumnezeu să fie împăcat. Prețul a fost plătit lui Dumnezeu de către El însuși prin Fiul Său, binecuvântat să fie numele Lui. Și apoi, mai este al treilea lucru, persoana care face răscumpărarea. Observați ce spune Scriptura în Psalmul 49. Zice, omul nu se poate răscumpăra singur. Oricât ar încerca cineva, oricât de mult ar cheltui sau ar investi cineva, nu se poate răscumpăra singur. Dar mai spune ceva psalmistul. Că nici măcar nu putem să răscumpărăm pe unul din semenii noștri. Oricât de mult am încercat, oricât de mult am plătit, noi nu putem să răscumpărăm pe cineva dintre semenii noștri. Și atunci, singurul care poate răscumpăra este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. El a vrut să ne răscumpere. Și dacă ne uităm în Scriptură, Domnul Iisus Hristos vine și spune că Fiul omului a venit să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți, spune Evanghelistul Marcu, spune Mântuitorul în Evanghelia după Marcu, a venit Domnul Iisus Hristos să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. El este singurul care poate să răscumpere, binecuvântat să fie numele Lui. Deci vreau să reținem, când vorbim despre răscumpărarea omului, noi vorbim despre răscumpărarea noastră din păcat, plătită prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin sângele Domnului Iisus Hristos și realizată de către Dumnezeu în persoana Fiului Său, slăvit să fie numele Lui. Acum, facem un pas mai departe și aș vrea să vedem din ce anume am fost răscumpărați. Pentru că, vedeți dumneavoastră, când am vorbit despre răscumpărare, am înțeles că era o stare din care trebuia scos cineva și adus într-o altă stare. Din ce anume am fost noi răscumpărați? Am citit deja Romani, capitolul 3, versetul 24. Haideți să-l mai citim o dată. Romani, capitolul 3, versetul 24. Înainte am citit și versetul 23.
Acum citim versetul 24. Deci am fost socotiți neprihăniți, fără plată, dar am fost răscumpărați. A fi neprihănit înseamnă a fi justificat, a fi îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, înainte de răscumpărare, noi eram robi păcatului. Noi ne-am vândut diavolului, ne-am vândut păcatului, făceam voia tatălui nostru, așa spune Scriptura. Și a venit Domnul Iisus Hristos și este acela care ne-a răscumpărat și Domnul Iisus Hristos ne-a scos din starea aceea, din robia ai păcatului, ne-a eliberat și vă aduceți aminte că Mântuitorul spunea cuvintele acestea, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Și Domnul Iisus Hristos spune, dacă Fiul vă face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Apostolul Pavel ajunge la un moment dat și spune, eu sunt pământesc, eu sunt vândut rob păcatului și nu pot să scap de starea aceasta, am nevoie de cineva care să plătească, am nevoie de cineva care să mă răscumpere, care să mă scoată din robia aceasta. În versetul de aur, sau versetele de aur din seara aceasta, acolo înțelegem încă un lucru din care noi am fost răscumpărați. Zice, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri. Ce spune Apostolul Petru aici? Că noi ne naștem cu o natură păcătoasă și că oricât am încercat să schimbăm natura aceasta, oricât am încercat să ne schimbăm, vom ajunge la eșec, vom ajunge la faliment. A venit Domnul Iisus Hristos, și Domnul Iisus Hristos este acela care ne-a schimbat natura noastră, firea noastră, a schimbat ceea ce noi am moștenit. Și spune Scriptura, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Adică nu mai trăiește în același fel în care a trăit până atunci, acum el trăiește altfel, trăiește o nouă viață și asta numai pe baza răscumpărării. Nu ne putem îmbunătăți viața noastră? Nu putem să devenim conform standardului, etalonului lui Dumnezeu, ci avem nevoie de un preț care să fie plătit pentru ca noi să primim această nouă natură, să nu mai trăim așa cum am trăit altădată. Apoi, un alt lucru la care aș vrea să ne uităm în această seară, adică la ce, din ce anume am fost răscumpărați. Aș vrea să ne uităm la Galateni, capitolul 3, versetul 13. Galateni, capitolul 3, versetul 13. Cum înțelegem versetul ăsta? Cum adică ne-a răscumpărat Hristos din blestemul legii? Da? Și legea lui Dumnezeu plasa orice călcare a legii sau a poruncilor lui Dumnezeu, le punea sub blestem. Omul trebuia să plătească. Și acum Scriptura vine și spune că legea era aceea care cerea condamnarea, care cerea moartea pentru noi. Și de aceea vorbește aici despre blestemul acesta a legii. Ei bine, noi am fost scoși de sub blestemul acesta, adică vine Scriptura și spune plata păcatului este moartea. Asta e legea. Numai că de aici noi am fost scoși, pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos, am fost răscumpărați. Și noi nu mai suntem sub lege acum, noi nu mai suntem sub blestemul acesta, ci noi suntem sub harul adus de Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Din ce am fost răscumpărați, ne uităm în cartea prorocului Osea, la capitolul 13, la versetul 14.
Osea, capitolul 13, versetul 14. N-aveți curaj să citesc. Haideți să citiți. Haideți că citesc eu. Îl voi răscumpăra din mâna locuinței morților. Îl voi izbăvi de la moarte. Moarte, unde ți este ciuma? Locuința morților, unde ți este nimicirea? Căința este ascunsă de privirile mele. Despre din ce spune Osea că ne-a răscumpărat? De locuința morților, de moarte. Despre ce moarte e vorba aici? Era vorba de moartea veșnică, de despărțirea pentru eternitate de Dumnezeu. Și uitați, Domnul Iisus Hristos ne-a răscumpărat. Adică noi nu mai suntem acum condamnați să petrecem veșnicia separați de Dumnezeu, înstrăinați de Dumnezeu. Noi avem acum, pe baza răscumpărării, dreptul de a moșteni împărăția cerurilor. Slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Încă un lucru. Coloseni, capitolul 1, versetul 13. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. Adică din împărăția aceasta a întunericului, Dumnezeu ne-a răscumpărat prin Domnul Iisus Hristos și ne-a mutat într-o altă împărăție. Ne-a mutat în împărăția luminii, ne-a mutat în împărăția lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Care sunt rezultatele răscumpărării? Pentru că noi am vorbit în seara aceasta, am înțeles că Dumnezeu a fost acela care ne-a răscumpărat. Ce am obținut noi în urma răscumpărării realizată de Domnul Iisus Hristos? Și ne uităm iarăși în câteva versete. Unul deja l-am amintit, nu-l mai amintesc. Romani, capitolul 3, versetul 24. Noi am căpătat justificare, îndreptățire înaintea lui Dumnezeu. Am fost socotiți, neprihăniți pe baza răscumpărării, nu pe baza faptelor noastre. Un alt lucru pe care l-am dobândit, Efeseni, capitolul 1, versetul 7. Efeseni, capitolul 1, versetul 7. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Dragii mei, iertarea păcatelor este bazată pe răscumpărarea plătită de Domnul Iisus Hristos, jertfa Domnului Iisus Hristos. Noi nu suntem iertați pe baza faptelor bune, noi nu suntem iertați pe baza religiei pe care o avem, nu suntem iertați pe baza bisericii pe care o frecventăm, și noi suntem iertați pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos. El ne-a răscumpărat, a șters păcatele care ne apăsau, le-a luat asupra Lui și noi acum suntem socotiți neprihăniți. Încă un lucru, de fapt încă două lucruri la care o să ne uităm. Tit, capitolul 2, versetul 14. L-am citit, dar îl mai citim o dată acum în contextul acesta. Tit, capitolul 2, versetul 14. Care este rezultatul răscumpărării? Suntem din familia lui Dumnezeu. Îi aparținem lui Dumnezeu. Pe baza răscumpărării, El și-a curățit un orod, un popor, care să fie a Lui. Dragii mei, prin răscumpărare, noi am trecut de la vechiul stăpân, noi am trecut de la acela care ne ținea în robie, noi am trecut de acum în proprietatea lui Dumnezeu. Noi suntem de acum ai lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Și ne mai uităm la Coloseni, capitolul 1, versetele 21-22. Să vă facă să vă înfărbicați înaintea Lui, fiind fără prihană și fără
ce am căpătat în urma răscumpărării? Împăcare cu Dumnezeu. Prin păcat noi am devenit vrăjmași cu Dumnezeu. Prin răscumpărarea făcută de Domnul Iisus Hristos, prin prețul care l-a plătit Domnul Iisus Hristos pentru răscumpărarea noastră, noi de acum am fost împăcați cu Dumnezeu. Noi putem spune lui Dumnezeu Tată, noi ne putem apropia de Dumnezeu, vrăjmășia aceasta între noi și Dumnezeu a fost înlăturată. Slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Numai, dragii mei, am înțeles cât de importantă este răscumpărarea. Am înțeles că niciunul dintre noi nu putea să se răscumpere singur. Am înțeles că prețul răscumpărării noastre era atât de mare încât niciunul dintre noi nu-l putea plăti. Nu putem să ne răscumpărăm unul pe altul, dar a venit cineva care a vrut să ne răscumpere și a putut să ne răscumpere. Și acesta este Domnul și Mântuitorul nostru, slăvit să fie numele Lui. Și acum, răscumpărați fiind, noi nu mai datorăm nimic vechiului stăpân, noi nu mai datorăm nimic firii noastre pământești, ci noi de acum trăim ca niște oameni ai lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Așadar, aș vrea să înțelegem, să nu uităm niciodată unde am fost și unde suntem prin răscumpărarea adusă de Domnul Iisus Hristos. Știți, e cunoscut Psalmul 40. Dar ne uităm în Psalmul 40, versetele 1 și 2. Sunt așa de frumoase versetele acestea pe care le spune psalmistul. Ascultați, vă rog, zice, îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, acolo eram. Eram în groapa pieirii, a venit Domnul Iisus Hristos și a plătit prețul pentru noi. Eram în fundul mocirlei, nu doar așa deasupra, în fundul mocirlei, și zice, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Să nu uităm niciodată unde am fost și unde suntem acum prin Harul lui Dumnezeu. Ce eram altădată și ce suntem acum datorită răscumpărării realizată de Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui! Să-i mulțumim lui Dumnezeu întotdeauna pentru că a dorit să ne răscumpere. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu n-a răscumpărat îngerii. Când îngerii au căzut, pentru îngeri n-a mai existat răscumpărare și îngerii aceștia, spune Scriptura, că au soarta pecetluită pentru veșnicie. În bunătatea lui Dumnezeu, însă, cu noi a ales să se poarte altfel. Putea să facă și cu noi ca și așa cum a făcut cu îngerii. Mai Dumnezeu este acela care a fixat un preț de răscumpărare și acesta este jertfa Domnului Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui și asta ne determină, sau ar trebui să ne determine să-i fim mulțumitori. Pentru că a vrut să ne răscumpere și mai mult decât atât, pentru că a fost gata să plătească prețul răscumpărării noastre în însăși Fiul Său. Și apoi, să conștientizăm că odată răscumpărați, nu putem să trăim așa cum trăiam altădată. Odată ce am fost răscumpărați, îi aparținem lui Dumnezeu, noi nu mai putem trăi așa cum trăiam altădată. Noi trebuie să trăim acum ascultându-L pe Dumnezeu, ascultând de stăpânul acesta pe care ni l-am ales, pe Domnul Dumnezeul nostru, slăvit să fie numele Lui. Eu și dumneata aveam nevoie de răscumpărare. Nu ne puteam răscumpăra singuri, nu ne puteam răscumpăra unii pe alții și a îngăduit Dumnezeu să vină Domnul Iisus Hristos să plătească prețul răscumpărării noastre și noi astăzi să fim copii ai lui Dumnezeu. Glorificat să fie numele Lui. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare la rugăciune, să-i mulțumim lui Dumnezeu. Fratele păstor Sergiu va veni în rugăciune de mulțumire înaintea Domnului. Doamne, ne închinăm înaintea Ta cu recunoștință și într-un mod personal vin în seara aceasta să-ți mulțumesc, Doamne, că ai plătit atât de mult pentru mine și îți mulțumim că ai plătit atât de mult pentru fiecare dintre noi. Doamne, ajută-ne să nu uităm pentru niciun moment prețul răscumpărării noastre, viața Fiului Tău, jertfa Domnului Iisus, suferințele Lui, crucea și tot chinul pe care l-a suportat El. Și, Doamne, ajută-ne
să trăim în lumea aceasta ca niște răscumpărați de Tine. Te rugăm să ne ajuți să arătăm lucrul acesta și să dovedim că trăim viața la un nivel înalt, vrenic de prețul plătit. Mulțumim pentru cuvânt, mulțumim, Doamne, pentru Duhul care ne-a cercetat și de data aceasta. Mulțumim pentru timpul bun pe care ni l-ai oferit în casa Ta. Iar acum, la ceas de seară, Te rugăm să mergi și să rămâi împreună cu noi. Lasă liniște și pace și odihnă peste trupurile noastre și peste casele noastre. Și, Doamne, pentru toate și în toate, toată lauda, slava, gloria și cinstea să fie numai ale Tale până în ziua veșniciei. Amin. Înainte de a ne despărți, ne binecuvântăm unii pe alții, rostind o binecuvântare, timp în care lăudăm numele Domnului printr-o ultimă strofă de cântare, apoi ne despărțim. Rămâi cu noi, păstor iubit, în clipe de vegheri, până la ceasul cel dorit.